V-ați născut pe 1 august, în aceeași dată a fost anunțată descoperirea oxigenului și s-a înființat și... Asta n-am știut. E un semn bun ăsta, deci. Și s-a înființat și Ministerul Afacerilor Externe în România. Bine, în 45 m-am născut eu. Da, asta a fost în 1774. Păi, mă gândeam că oxigenul n-a fost descoperit în 45. V-ați simțit vreodată predestinat să fiți oxigenul românilor, iubitor de cultură și ambasadorul tradițiilor românești în toată lumea? Nu, nu m-am gândit. Știi că mie că nu te naști cu... Eu știu cu... Ba, s-ar putea să ai dreptate, adică s-ar putea să... Când te naști, să ai un destin, ca să zic așa. Dar nu am avut sentimentul, n-am avut noțiunea, n-am realizat practic faptul că voi face ceea ce fac astăzi decât mult mai târziu. Practic am început să realizez că gestul meu de a pune în valoare poezia populară și poezia cultă românească, faptul că m-am băgat slugă, să zic așa, argat la cultura română esențială, am realizat-o abia după primele două, trei spectacole de autor. Dacă am început în 69 cu Menestrel la Curțile Dorului, abia la Muzeul Literaturii Române am avut o perioadă frumoasă, zic eu, alături de niște oameni extraordinari, alături de Romulus Vulpescu, de imediat după moartea lui Perpesicius, când a fost, cum să spun, alături de Ide Suchianu, de niște oameni extraordinari. Eram faptul că m-au cooptat în lumea lor la o vârstă de 20 și ceva de ani a însemnat ceva extraordinar pentru mine. Abia după aia am început să realizez că am o misiune de făcut și încet, încet, cărămidă pe cărămidă, piatră pe piatră, am început să zidesc. Deci destinul ăsta depins și de oamenii pe care ați întâlnit? Obligatoriu, sigur, nu poți de unul singur. Am avut o șansă extraordinară, că în acea perioadă am fost contemporan cu spirite înalte ale poeziei române. Mă bucur că am fost prieten, să zic așa, cu Nichita Stănescu, cu Ion Alexandru, cu Romulus Vulpescu, cu Marin Sorescu, cu toată floarea cea vestită a poeziei române adevărate. Care au fost factorii care v-au insuflat patriotismul și dacă mai pot afecta ei tinerii de astăzi? Asta este un foarte delicat subiect când vorbim de patriotism astăzi, pentru că în ultimii 20 de ani atât de tare mi s-a inoculat ideea că nu e bine să e... S-a făcut o mare confuzie. S-au amestecat două lucruri care nu aveau cum, nu trebuie amestecate. Naționalismul exacerbat și sentimentul național, cel patriotic. Ni s-a spus la un moment dat, în clipa în care aveai aplicării proprii, profund românești, ăsta e naționalist, adică e cu vatra românească, e cu Vadim Tudor, e cu... Și te-au trimis în niște... Cu cât, în așa fel încât, cu cât ajungeai să fii mai european, cu cât încep... Și de aici s-a făcut o mare greșeală. Deja erai băgat în seamă într-o anume categorie intelectuală din România. Așa că s-a făcut o divizare nedreaptă, zice eu. S-a inoculat prostia asta și mulți oameni cu sentimente nobile, adevărate, naționale, eu chiar sunt naționalist, adică eu n-am jumătate de măsură în asta, dar nu, jur că nu cred că sunt mai naționalist decât francezii naționaliști, nu sunt mai naționalist decât englezii, decât nemții, adică fiecare trebuie să... Și asta înțeleg eu prin naționalism, să-mi apăr valorile înalt spirituale ale poporului meu. De aia am luptat pentru promovarea lor, de aia sunt împotriva importului de chici, numai de dragul de a fi în modă, de a fi în pas cu ghilimele de rigoare, în pas cu vremea, așa zisă vreme, înțelegi? De asta sentimentul meu de patriot, că mi s-a dus chestia asta, dar de mult și de când, poate de atunci de când am încercat să, și am cântat, acolo este țara mea și neamul meu cel românesc, al lui Ion Nenințescu. Dar eu am cântat asta, nu neapărat gândindu-mă la un anume sentiment patriotic, din nevoia de a rebăga în cartea de citire de clasa 5-a o poezie pe care sistemul comunist în acea perioadă o scosese.
M-a întrebat un bătrân odată, bă, tică, dar poezia aia, zice, și acolo este țara, eu nici n-auzisem de ea. De ce au scos-o ăștia? Și a fost prima mea victorie extraordinară, pentru că după ce am cântat acea poezie a lui Nenițescu, s-a rebăgat în cartea de citire. Asta este un gest patriotic esențial, zic eu. Fără tamtamuri, fără scandal, fără propagandă, fără lozinci, fără... Trebuie să faci lucrurile. Ați ținut socoteala în câte țări ați călătorit și care ar fi aleasă pentru o anumită casă dacă nu ar exista România? Nu, nu m-am, n-am ținut socoteala, nu m-am gândit niciodată. Nici m-am gândit să rămân vreodată în vreo țară, pentru că nu am pus problema asta. Deși sunt vorbitor de limbă franceză și am făcut spectacole, făcut spectacole bilingve, române, franceză, nu m-am gândit. Eu știu, poate pentru curățenia ei, poate, dacă ar fi, sau mi-aleg o țară, aș alege, cred, eu știu, ori Canada, ori Australia, ori Noua Zeelandă, știu, o chestie de asta curată. Departe de... Și n-aș vrea să stau în Toronto sau în Montreal, știi? M-aș duce undeva în Saskatchewan, la Manitoba, adică pe undeva pe unde sunt indieni, aborigeni. Nu mi-ar place în lumea civilizată. Acolo mi-ar place să stau. Să vă retragem să faceți poezia proprie? Da, probabil că da. Vezi și asta, am o casă, un apartament în București, Martin de la Sacra mea, știi? Și stau, el e un apartament de serviciu și trec prin București, știi? Dar rar. Numai când sunt obligat. Nu-mi place să stau în aglomerație. Nu-mi place să stau în lumea civilizată. Ce s-a întâmplat cu țara noastră dacă țăranii români au fost forțați să muncească pământul altora? Și cum ați perceput această evoluție sau involuție văzând schimbările din satul natal? Și acum câțiva ani spuneați că a început asfaltarea acolo. Ce mai e nou? Da, s-a asfaltat. Aici, când e vorba de distrus, distrugem. Deși în sensul frumos. Adică, dacă spun că asfaltarea satului meu e un pas spre civilizație, e adevărat. Dar pe mine mă doare într-un fel. Nu sunt nici habonic, nu sunt absurd, nu cred că trebuie acum să punem țăranul român sub un clopot de sticlă și să ne închinăm la el cum era țăranul creator în perioada în care Brăiloiu și, eu știu, Gusti începuseră studii de sociologie în perioada anilor 30. Nu vreau țăranul ăla murdar, care se spăla de sărbători, sâmbătă, duminică, când se ducea la biserică, ăla nădușitul, ăla plin de noroi, de glode, nu. Îmi doresc un țăran care să mă primească atunci când trec prin curte, prin sat, pe la el și îi bat în poartă. El mă va recunoaște, sunt convins, și mă întreabă, bă, Nea Tudore, ce vrei, domnule, un pahar de apă cu gheață sau fără gheață? Să știu că el are în casa lui un aparat de făcut gheață, sau, mă rog, are frigiderul cu gheață, sau mă invită la el în sufragerie și vă deranjează aerul condiționat, domnule Tudore. Eu asta văd. Eu vreau un țăran român evoluat, care să, un fermier, poftim că așa se poartă acum, să fie în pas cu vreme, capabil de maximă productivitate agricolă, dar care să țină foarte tare tradițiile. Pe mine mă doare. Mă doare că au dispărut horele și mi-au băgat discoteca în sat. Și culmea, mi-au adus și fete să-mi danseze la bară. Nu se mai păstrează obiceiurile? Nu, mai. Nicăieri nu se mai păstrează. Ceea ce credem noi, că eu umblu toată țara. Acum mă întorc de primar la Mureș. Ce să-ți explic? Că asta este o poezie. Se minte tipic românește, știi? Că avem de toate și avem cea mai bogată țară și ce plin de fantezie suntem. Aiurea, am distrus absolut tot. N-am ținut și asta nu de acum. Asta de 50 de ani, de la intrarea comunismului în floare în țară. Ni s-au tăiat atunci rădăcinile și posibilitatea de a fi o țară europeană, cum pornisem a fi. Ni s-au tăiat aripile și noi suntem acum înapoi la anii 30 și nu știm ce să facem. Iată, suntem în recesiune.